Salutare, dragilor, din Vietnam. Mergem să mâncăm un sandwich tradițional aici. Am ieșit pe stradă, este seară, după cum vedeți. Da, acum face Marcel acest loc, pentru că el trebuie să învețe și el, că eu sunt obosit. Da. Am făcut multe vloguri. Da. Și mergem frumos, uitați, suntem pe o stradă principală. Și căutăm copiilor. Da. Și se ține o zi onomastică a unui copilaș. Și noi suntem pe un bulevard aici frumos și mergem să căutăm un sandwich. Da. Când îl găsim, când vi-l arătăm. Sunt multe, la fiecare colț de stradă găsiți. Da, găsiți peste tot. Dar nu știm cu ce îs, sunt tot felul. Poți să ți-l faci cu absolut ce vrei tu. Important e să aibă pâinea, aia o are toate sandwich-urile au pâinea, tot. Dar în rest poate să fie cu orice. Vedeți ce dă din ăla de cameră, n-ați amețit. Păi, dar mă doare mâna deja. Ce? Da, merg sau mai încet. Păi, dar ce, mergem cu zombie? Mergem cu... Ăștia sunt ghizii noștri, dar noi nu vă spunem. Da, noi cu ei ăștia. Noi vă spunem că mergem singuri, dar uitați, tot timpul avem pe cineva cu noi care ne duce să ne arate locul. Și ne luăm doi, știți? Da, ne luăm. Fiecare să aibă un ghid special. Fiecare cu ghidul lui. De exemplu, eu vreau sandwich, nu știu de care, îi zic la ghid. Da. Noi, ghidule. Și eu la fel, dacă vreau... Hai să-ți pe ghizii noștri, că... Dacă vreau poșetă... Cred că bătrâni. Îmi iau ghid pentru poșetă, să-mi cumpere poșetă, să mă duc să-mi cumpăr o poșetă. Dacă vreau pantaloni... Dacă... Ești emoționat că faci vlog? Nu sunt emoționat, dar mă gândesc. Când mă gândesc, nu pot să mă și uit. Mă uit și în alte părți, să-mi iau inspirația. La mine se uită, eu sunt inspirat. Ia uitați ce frumos hotel aici, cu toate culorile, așa. Na, și mergem și căutăm sandwich-urile astea, se numesc... Banh mi. Lăsate de colonia franceză, că așa cu baghetă, știți? Că așa mănâncă francezi. Iau bagheta, bagă în ea ce găsesc în frigider și gata, e sandwich-ul. Și așa ori lăsat și aici, ori fost, ori trecut și ori lăsat ceva în urma lor, un sandwich. Exact. Nu știu, a fost mult dominat de francezi Vietnamul. Cam 2 ani. Da, și războiul, știți cât a durat războiul? 20 de ani. Da, asta e adevărat, dar dominația franceză nu e adevărat ce am zis. Nu știu cât a durat. Deci eu văd acolo o tonetă în față. Toneta... Eu nu văd așa departe. Da. Abia văd pe doamna asta de aici, sau domn cei. Doamna. Nu. Și iarăși ce am observat, de când suntem aici în Vietnam, foarte multă lume strănută și face așa... Nu știu de ce. Da, și noi am început să facem. Uite, acum vezi toneta asta? Da, o văd. Toneta. Toneta. Să vedem doamna toneta ce are. Ia uitați-l pe Marcel. Da, serios că acum de data asta chiar te las pe tine să comanzi. Nu comand. Tot timpul când merge undeva trebuie să... Eu nu știu vietnamez. Comand eu. Ai grijă, de ai ce, grijă. De ce mi-ai luat camera? Că să comanzi. Uite o husă de telefon. Dar cu ce vrei? Cu ce vrei? Și cât costă, știi? Da, ce scrie? 7.000 costă? Da, bani mici. Păi și cum cerea? Că au meniu? Păi n-au meniu, că asta-i. Și ce au? Un cârnăcior, cu ce vrei, vedeți? Cu ce vrei? Păi și că... Banh mi, dai să caut ce înseamnă asta. Ok, na, caută pe internet. Ce mai vrei? La opla. Opla, 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 așa, mai, mai. Ia uitați cum scrie. Banh mi che. Hello. Hello, you have menu? Square, small size, 7,000, small. Am comandat. Scot ăla, oare eu? Sau îi zic când vreau? Îi zic sau îl scot eu? Îl scoți tu, îl scot. Marcel nu vrea lemon grass, știți? Adică din ăla
ce-mi place mie. Mi-ți dai bine. Așa o verdeață din aia ce pun în orice, și în noodles, și în sandwich-uri, și peste tot. Și are un gust, de schimbă tot, n-are nicio legătură cu nimic. Pur și simplu, parcă mănâncea goală. Da, deci eu mi-am luat, adică ne-am luat diferit. Da. Eu am luat unul așa și unul așa, mai mare. Nu s-a înțeles, că văd că face două. De. Deci unul e cu de toate, zice. Uite cum l-a pus pe, da. Îl face pe grătar. A zis că fără chili, deși era bun. Fața lui Marcel când pune lemon gras, adică mentă, ceva de genul. Nu-i mentă, e da, și ceva... noroc că noi ne-am pus... Uite fetița, uite ce... Da, noi ne-am pus să comandăm și nu știam. Și a venit asta și a vorbit foarte fain pe engleză, ne-a explicat ăla cu... Păi unul cu chicken și butter, care costă, cât costă? 9,000. Ăla mai mic. 9,000. Și mai e unul cu 20,000. Păi ăsta de care are de toate, ne? Da? 20,000, da. Așa, o tarabă, vedeți, pune aici frumos. Așa-s doi tineri, din câte văd. Am, nu știu, poate afacerea lor. Da, da, ai bănuți, că i-am doar 900. Eu. A, păi și eu. Doi? Da. No. Dar cum? Că ți-o da rezele? 200. 2 de 200 am. Da. Ce-ai dat cu pusul? Așa arată 200 de mii de donci. Da. Tot cu Ho Chi Minh ăsta? Toți banii sunt cu Ho Chi Minh. Da, el e modelul lor că în viață. Vezi, noi nu avem cu Ceaușescu. Da, e ca și cum am fi avut noi bani cu Ceaușescu, exact așa. Și acum așteptăm aici să vină sandwich-ul. A, ți l-a dat la pachet? Uite ce fetiță cu căciule, doarme, vedeți? Aici gătesc frumos. Mergem pe aici? Da. Aha. O veni la pachet sandwich-ul? Aici două? Da, o da. Mai repede? Trecem frumos strada și căutăm un loc unde să stăm. Nu ne-am putea să stăm. Să nu încurcăm. Să... Nu, nu. Dacă vedeți vreun scaun. Ce poftă mi. Vedem cum e. Unde? Pe bordură aici? Era o băncuță puțin în față. Da. Ah, nu mai merge mult, da. Am căutăm un loc. Ha. Hai, stai aici, în față la om aici. Da, e, nu-mi place, Marcel. Ezi. Marcel cu sandwich-urile în mână. Da. Tot la om în față, dar nu-i nimic. Uai, ce mai degust pe toată banca. Da, acum la degustare aici. Asta e al meu. Nu e a meu, e jumate a meu. Miroase a pulet. Nu, e bun. Ia uitați cu... Mi l-a legat cu elastic și mi-a pus așa. Da, mie nu mi-l dă. Nu ți l-a legat, dar tu arată mai fain, dă-mi mie. Ce-a mai început cu de toate. Așa, în hârtie din asta. Da, n-a să duci. Acum să scoatem toată verdeața. Poftă bună. Ia arată cu ce ai. Da, ăla-i pui, o zis. Așa arată, îi pui din ăla. Gen, știi? Cum se cheamă? Procesat. Nu-i pui adevărat. Și acum ce scoate verdeața, vedeți? Așa, eu până atunci gust ăsta, da? Și vă spun părerea mea. Nu prea pot să o scot, vezi? Nu prea pot să o scot. Uite și tu cât ai. Ia o să da. Deci, mamă, ce miros are verdeața asta. E foarte pregnantă. Deci, are o aromă și un miros. Da. Nu știu dacă știți, lemongrass se cheamă. Cum e gustul? E bun. Au interesant, așa un fel de parize, la o care e tare bun. Nu știu unde am mai nimerit din asta. Foarte mult mi-a plăcut. Îmi dau un not de așa. Un 8, să zicem, e bun. Al tău?
N-ai gustat încă? Da, e ok. Nu știu, nu dau seama ce gust are, dar... Deci a tău are unt, ceva varză și din aia. Pui procesat. Are un sos ceva. Da, butter zic ei, dar na. Interesant gust. Ai și castravete. Castravete verdeață din aia, parede, rund. Da. Da. Să gustăm pe lumea. Okay. Cred că mai bine zicea să-mi pună și chili, că schimba puțin. Da. Mi-e-mi place. Da, e ok. Mi-l lași mie? A meu... Are verdeață, nu? Da, mie nu-mi place verdeața. E roșie. Lemongrassul ăla îl pun mai mult pentru să nu fie grețos, înțelegeți? Cum se pune lămâia. Da, în orice bun. În orice, exact. În supă, în noodles, în orez. În sandwich. Da. Deci absolut orice. Se mănâncă cu din aia. Acum depinde de gust. Bun. Asta e sandwich-ul francez. Da. Avem. Îți place ăsta? Nu, e mai simplu. Dar și tu ai lemon grass, sau? Am mai avut unul, da. Atât? Nu mai am. O simți că nu-mi place. Nu, no, eu am mult. Are de toate al tău. Dar ăsta e chiar bun. Da, ne ține și tu că tu făceai vlogul. Aia e ceva? Șuncă. Șuncă, da. Cu grăsime. Nu prea. Pune aici dacă... De unde e punga aia? A picat? Uite acolo. Ne-am pierdut punga. Pune aici ce nu-ți place. Ce nu ne place din sandwich? Da, nu, era ok, nu. Da, na, mai bine nu mănânci decât să-ți fie rău. Unele chestii cu care nu rezonez. Da. Nu-i ceva rău. Exact cum ție nu-ți place lemongrassul, mie îmi prea-mi place porcul. Grăsimea. De ce să... Îmi place slănina, știi? Mâncăm, de exemplu, câine sau ce mănâncă ei. Da. E bun. Da, ăsta e simplu, dar chiar e ok. Are și ceapă, cred că. Și pâinea asta e foarte bună, să fie. Uh-huh. E crocantă. Moale. E ca franzela aia. Și-o mai și încălzesc, că o pun pe grătar. Nu. Ia uite așa, așa. E șuncă de pui, cred, da. Aia arată fain. Asta arată fain, dar aveam aia înainte, dar am scos. Aia era de porc. Bun. Din asta mâncă foarte mult localnici. Așa. Ne vedem. Așa? Da. Ia, păi... Ce... Încă local nici pentru că ieftin. Din ce știu eu, la micul dejun se mănâncă asta. Ești pe stradă, mergi către servici, te oprești, ții un din ăsta până la prânz. Nu mai ai treabă. Deci amândouă
Or costat 1 euro. Da. Deci încerc de saturi. Și așa seara poate mai mânci unul, dacă nu mai chef de o cină. Cină cu 5 lei, două persoane. În Vietnam. Da. Jumătate de euro, 50 de cenți în din asta. Admirăm. Aglomerația asta? Nu e aglomerația mare, că suntem pe o străduță lăturantă. Aici este un restaurant. Vedeți, are ca inspirația de la mine, dar oricum, acum încolo filmez, cred că, nu? Așa e mai bine. Am terminat de mâncat. Foarte bun. Nu, dar om, de la mine e ceva consistent, satul. Și la metodă.